Bună dimineața, este ora 9, 9 fix, vă arăt ceasul pe alcool test. Aseară am stat și am continuat experimentul cu vecinul meu, cu Adi, și am mai băut eu încă 3 beri până în jurul orei 1 noapte. Acum este ora 9, au trecut 8 ore și vreau să văd dacă mai detectează și după 8 ore aparatul alcool test vapor de alcool la mine în gură și dacă pot conduce în siguranță. Așa ceva, nu mă așteptam să iasă 0.14 după 8 ore de când am terminat de băut 3 beri. Se pare că berea stă cel mai mult în organism. Este ora 9 dimineața și am vrut să fac acest experiment pentru că foarte mulți conducători auto, cred că dacă beau seara, dimineața nu mai este. Deci vă recomand să lăsați cel puțin 24 de ore pentru siguranța voastră de când ați pus ultima picătură de alcool în gură și să nu mai conduceți. O să mai fac un nou experiment cu corn cu șampanie. M-am uitat pe el, are 1% șampanie, pentru că am văzut că foarte mulți spun, domnule, mănânci repede un corn cu șampanie și să vedem dacă iese alcoolemie. O să fac testul de control ca să vă arăt că nu am consumat alcool înainte și că testul este 0. După care o să consum croissantul și o să vedem dacă arată alcoolemie. Zero, da? Deci asta este testul de control. Acum o să mănânc croissantul și să vedem, este un croissant cu șampanie, nu este croissant simplu, că simplu mă gândesc că nu are de unde să iasă alcoolemie. Am terminat de mâncat croissantul cu șampanie, este ora 18.32 și o să facem un test, să vedem, test activ direct, să vedem dacă detectează alcool. Contravenție. Deci este și 32, așteptăm 15 minute să repetăm testul. La și 47-48 o să revenim. Am revenit. Este ora 18.46, aproape 47. Au trecut 15 minute și o să facem o nouă testare activă. Să vedem cât mai arată aparatul. Zero. Iată că după 15 minute de la un corn cu șampanie, nu mai este alcoolemie în aparatul alcool test. Sper ca să fie învățătură de minte și să nu mai conduceți nici măcar după ce consumați un corn cu șampanie.